Turneul România F3 are premii de 15.000 de dolari și este finanțat de Primăria Bacău și Consiliul Local Bacău. Totodată, gazdele oferă și hosting, mai precis, cazare gratuită primilor 16 clasați, ceea ce înseamnă automat că și câștigurile în punctele ATP sunt mai mari. Tabloul principal de 32 are 21 de clasați direct conform clasamentului ATP, 4 jucători beneficiari de wildcard și 8 provenind din tabloul de calificări de 64. Între aceștia figurează Dragoș Ignat, care în turul 3 de calificări a dispus cu 7-5, 6-2 de compatriotul său Patrick Grigorescu. Ignat este la facultate în Statele Unite ale Americii, dar în paralel joacă și tenis pentru echipa universității la care studiază, iar acum se simte în formă de zile mari. Privesc fiecare meci ca ultimul, ca cel mai important meci. Toți adversarii sunt buni și sper să câștigați. Și pe aia, următorul meci. După 2 ani, Dragoș Ignat va avea de ales între o carieră sportivă și una în finanțe, un domeniu bine plătit în Statele Unite. El va încerca prima oară să continue cu tenisul. Am posibilitatea să lucrez în finanțe acolo sau să joc profesionist. Dacă sunt în formă și cred că sunt șanse să ajung, o să încerc un an sau doi, după care mă întorc. Dragoș Ignat nu va fi singurul jucător băcăuan pe tabloul principal al României F3, turneul municipiului Bacău. Asta deoarece doi tenismeni de la SCM Bacău au primit wildcard din partea organizatorilor. Este vorba despre Teodor Marin, coleg de generație cu Dragoș Ignat, și despre juniorul Alexandru Manole, unul dintre liderii generației U16 a României.